tot am nevoie, domnule, de sfatul unui specialist. Așa că știți ce am făcut? L-am invitat pe Mihai Despina, care a venit acum la noi și o să ne arate exact ce trebuie să facem și cum trebuie să le facem. Salut, bună, Mihai! Bună ziua, bine ai venit! Cu cine ai venit, Mihai? Sunt cu o clientă de-a mea și modelul nostru de astăzi și cu o colega mea, Alexandra. Cum te cheamă? Bună, eu sunt Lili. Bună, Sonia! Bună, Sonia, îmi pare bine. Alexa. Bună, Alexandra, Lili. High five! Bun, perfect. O să învăț și eu să fac bucle cu voi. Păi da, că trebuie să o iei. Dacă te rog, tocmai că vin sărbătorile și trebuie să fim în ton cu totul. Am făcut o demonstrație de bucle pe modelul nostru de astăzi. Așa, noi le prindem după ce le facem pentru a avea o rezistență mai bună, să reziste mai multe zile. Le voi desface. În primul rând aș vrea să-mi spui, spunea mai devreme că îmi fac destul de des buclele, dar parcă nu știi, e ceva care nu iese lipsește acolo. Lipsește ceva? Da, lipsește ceva și aș vrea să-mi spui în primul rând de ce ustensile avem noi nevoie și de ce produse atunci când vrem să facem buclele acelea perfecte. În primul rând aș începe de la protecție. Trebuie să folosim întotdeauna protecția termică pentru a nu ne degrada părul, pentru că orice ustensilă folosim cu căldură ne usucă părul. Ce este un spray, protecția termică? Poate să fie sub formă de spray, sub formă de cremă, poate să aibă e de mai multe feluri. Aici am pus un bigudiu pentru a face o demonstrație și cum să facem aceste bucle. Pe zona din față tot bigudiu, ca să nu avem o surpriză să ne iasă prea creț în față. Prea cârliorțat. Da. E rău? Dacă ți iese așa? Păi nu, știi cum e. Eu ziceam că de nășic așa. De ocazie, să zicem. Merge de ocazie, cum? Da. Așa. Voi face o buclă aici. Să vedeți cum le-am făcut. Deci îi faci condulatorul și după aia pui pe bigudiu? Părul întotdeauna se usucă 100% înainte să-l facem cu ondulatorul sau cu placa, întotdeauna este regulă. Da. Protecția termică se aplică înainte de uscat și după aceea putem să revenim cu ulei și o să dăm și noi la final. Bun. Încep să fac bucla de la rădăcină, da, spre vârf și nu invers, tocmai pentru a evita ce vorbeam mai devreme, acele bucle mai clasice, să le spunem. Mamă, zici că eu vreau să-mi iau și eu un ondulator din ăsta, zici că e sabia lui Darth Vader din Star Wars. Da, un pic. Deci, și le faci așa în partea cealaltă, da? Întotdeauna, nu spre față. Da, exact. Întotdeauna direcția spre spate. Este spre spate. Exact. Din partea aceasta spre asta spate. E important. Din partea aceasta spre spate, da. Este important ca buclele să aibă aceeași direcție, ca atunci când le desfacem să pice toate la fel. Facem și pe partea aceasta una, tot spre spate, cum ai zis mai devreme. Și nu începem cu vârful, da? Da. Deci de la rădăcină și mergem ușor către vârf. Și dacă observați, nu bag vârful pe ondulator, deci nu-l bag și pe acesta, ca să întotdeauna el la vârful se va ondula mult mai repede decât pe lungime. Și ca să nu iasă mai ondulat la vârf și pe lungime mai lăsat. Uh-huh. Uite, eu băgam și vârful. Eu îl băgam în ondulator. Până acolo? Da, Doamne, de unul dintre secrete, da? Aș fi vrut să fac eu o buclă astăzi, Mihai, dar mie că Sonia nu... Păi putem să încercăm, mie, putem să încercăm, mai să râzi. N-a făcut niciodată bucle în viața lui, care nu știe ce înseamnă. Păi îți ard părul, fată. Mă, că l-avem aici pe Mihai. Hai, da, haideți putem să vedem. Încercăm. Deci care-i pasul următor? Așa. Folosim un piapten foarte rar pentru a le desface. Mamă, da? Dar ce piapten! Da, nu este obiect de tortură, da, este un piapten. Deci că folosim acest piapten, ok. Bun. Pe spate un pic, Sonia. De ce trebuie să fie cu zinții atât de largi? Tocmai ca să dea efectul acesta de bucle desfăcute și să le dea volum. Adică legere, buclele astea legere, da. Wavy, look. Exact. Uh-huh. Deci cam așa trebuie să arate. A, ce părfum! Wow. Imediat aranjez și bretonul. Uleiul. Dar bigudiurile alea cât le-ai ținut în cap? De aseară. Bun. Ne-am pregătit de... De aseară ai stat cu bigudiu în cap? Și cum ai dormit, mămică? Să nu te întreb. Nu mă întreba, lasă. Alt lucru, Lili, care pun accent pe el, este întotdeauna uleiul se aplică de la vârfuri spre lungime și nu invers. Nu punem de aici în jos, pentru că aici se va depune mai mult ulei și la vârfuri nu va ajunge. Da? La fel și protecția termică. Deci mergem de la vârf înspre lungimea felului de păr. Da, uleiul acesta pentru ce este? Ce rol are? E are rol de a finisa coafiura și de a-i da mai multă luminositate, mai mult luciu și de a hidrata, bineînțeles. Perfect. Așa. Și ne întoarcem un pic și la breton, Sonia. Așa. Am dat bigudiul jos. Bretonul. Sunt întrebat destul de des cum aranjez bretonul și de asta am ținut să specific și acum. Fac cu peria pe față. Îi dau un pic de volum la rădăcină.
și după aceea îl dau spre spate. A, deci ai făcut... Și pe față și pe spate, și pe față pentru mai mult volum, da. Pentru mai mult volum. Îl ținem un pic aici și dăm drumul. Ia. Yeah. Dacă nu mergem cu fionul și cu peria, ies vârfurile mai întoarse. Dacă facem lucrul acesta, iese mai drept părul. Mai drept, da. Ok. Uite ce frumos se așează. Te întorci un pic, Sonia. Așa. Mihai, aș vrea să-mi spui care este cea mai mare greșeală pe care noi o facem atunci când vrem să ne facem aceste bucle frumoase, legere. Aș începe cu protecția. Nu se aplică protecție pe păr, nici înainte de uscat și nici după. Și uleiul nu se aplică la final, scuze, pentru o mai bună protecție și hidratare, pentru că orice exces duce la degradare. Un pic pe spate, Sonia. Fixativul, ori cu capul pe spate, ori cu capul în față. Noi o să mergem pe varianta aceasta acum. Mai pe spate. Eu merg cu capul în față tot timpul, e vreo diferență? E foarte bine, nu este foarte bine. Aici e mai simplu să facem așa, bine. Și la salon tot așa fac. Și pe dedesubt, iar alt lucru foarte important. Dar văd că dai așa de la distanță cu fixativa, așa se dă? Un pic. În jur de 30 de centimetri, da? Trebuie să fie, altfel se depune o peliculă pe firul de păr și îl face să arate foarte... Da? Mă bucur că sunt aici. De ce nu știu aceste lucruri, detalii? De ce eu chiar nu le știu și mă gândeam... Cam așa e rezultatul. Scoala de hand styling asta. Da, exact. Eu vreau să-mi faci o buclă. Îți fac o buclă, păi cum să nu? Foarte frumos, Mihai. Este superb. Superb, superb. Mulțumesc. Mihai. Am adus și o meșă și asta, dacă da. Șurubel vrea să încerce. Da! Două prietene avem cu noi. Avem două prietene. Un pic, Alexandra, poți să ții? Așa. Ia. Există posibilitatea să desfacem aceste bucle și cu o perie, da, aspectul acela mai wavy, da? Deci nu așa cum avem aici. Da. Dacă le-ai făcut prea strânse, nu? Aici sunt mai strânse. Dacă cineva le-a făcut din greșeală prea strânse? Nu. Le dăm cu peria. E pur și simplu așa e metoda. Nu dacă sunt prea strânse, se creează efectul acesta de... Uite ce frumos! Da. Mai retro, așa, un pic. Băi, băieți, eu să știți că mă profilez, mă duc la Mihai să mă învețe și mă fac head stylist. Aici, dacă vrei, avem o meșă. Da, vreau, hai, ia, fiți atenți. Ce, cât poate, câți ani poate să-mi ia? Mă, Mihai, lasă-l să-mi facă mie, să vezi câtă încredere am eu în colegii mei. Da, așa. O să fac o șuviță să vă arăt. Are grijă de tine, că știe. M-a văzut, a văzut frica în ochii mei. Aici o să mergem pe varianta de bucle mai clasice. Asta m-a dus să... Deci, atunci când se fac buclele, unele persoane încep de la vârf când se fac acasă și nu știu detaliul acesta. Și automat, când încep cu vârful și rulez până la rădăcină, vârful întotdeauna se ondulează mai mult decât lungimea firului. Și există, iese această variantă mai clasică. Imediat vă arăt. Așa. Aceasta este una dintre greșelile pe care le facem. Deci aici este așa, nu. Așa, nu, da. Da. Și la final, când le desfacem, ia tot cu acest... Cu pieptenele lui Gulliver. Un pic? Da, ia uite, că da, eu la numai aici. Acolo. Da. Și aici ies buclele mai spiralate. Aceasta este diferența între buclele mai clasice, sau cum vreți voi să le spuneți, și buclele mai spiralate, unde este părul ondulat de pe lungime până la vârf. Acolo este mai mult la vârf. Varianta aceasta am aplicat-o și noi aici azi. Varianta aceea... prea se mai folosește în ziua de azi. Nu prea se mai folosește, deci să renunțe la ea. Eu o să fac numai de-astea atunci. Bine, că eu o să am succes, că nu se mai face. Deci numai eu o să fiu singurul care le face pe astea. Bine blondă? Asta foarte bine, ea întotdeauna ce așa văd. Da, aș fi ceva superb. Mihai, vrei să ne mai arăți ceva? Mai este ceva de ce ar trebui să ținem noi cont? Putem să facem o coafură rapidă? Da, sigur că da. Ia, să fim gata, ne îmbrăcăm și ceva rapid să ieșim pe ușă. Hai, bam. Separăm bretonul. Așa. Prindem în coadă, în spate. O secundă. Finisăm un pic părul cu peria. Asta era, măi, peria. Ai trebuie finisat. Deci nu trebuie să lipsească peria din casă. Cu peria ta, ce perie? Ce păr? Are păr aici? Din ce-i făcută? Acesta este din păr natural, din păr natural. Astea sunt cele mai bune, nu? Pentru finisat și în general, pentru finisat sunt foarte bune, da. Așa, deci pune părul în coadă. Sonia, simți că ai părul finisat acum? Prindem părul în coadă. Coada să nu fie foarte ridicată. De ce să nu fie ridicată? Nu se mai poate pozile astea sus? O să arăt la final, da. Bine.
Așa, din trei mișcări, văd că o treci de trei ori pe acolo. Foarte... Ai un ochi foarte bun. Eu spun eu că ar trebui să fie. Știu că m-a chinuit soția mea, m-a învățat să-i fac și coadă și tot n-am învățat. Tragem un pic elasticul, lăsăm un pic de loc. Și aici... Faci o gaură, practic, adică îndepărtezi părul. Da, am tras un pic elasticul, facem o gaură și tragem coada pe partea cealaltă. Deci, aceasta este o coafură rapidă, da? Uite, o avem aici și aici tragem de ea. E efectul ăla de coadă de cal pe care toate ne dorim, dar să aibă și un pic de volum, că exact. Se ploștește la un moment dat foarte tare. Uite, ce tehnică! Acum vă place, când am zis eu mai devreme la televizor că mie îmi plac fetele cu față de cal, toată a țărit pe mine, că nu poți să zici așa ceva la televizor. E vorba de o coadă de cal, nu de... Mie-mi place și fața și coada să fie cu totul. Să ne oprim aici, zic, Mihai, îți mulțumim tare mult. Foarte frumos. Mulțumim mult, Mihai. Mulțumim fetelor. Cu plăcere. Bine la tine să mă înveți.